Bună ziua, stimați telespectatori, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii România Vătează aici la Roman 24 online. În această ediție avem un oaspete deosebit pe care am să încep să vi-l prezint. Este vorba de domnul Cristian Petrescu, vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară România la nivel național, candidat pe locul al doilea pe listele Partidului Mișcarea Populară Neamț la Camera Deputaților. Și alături de domnia sa se află romașcanul nostru Dorin Antal, vicepreședinte PMP Neamț, candidat pe loc întâi la Senatul României. Bine ați venit, domnule ministru, la Roman. Telespectatorii noștri își amintesc și din lansarea pe care am prezentat-o săptămâna trecută, atunci când ați participat la Roman. De ce vă spun ministru? Pentru că ați fost ministru al dezvoltării regionale și turismului în guvernul MRU, Mihai Răzvan Ungureanu. Probabil că telespectatorii noștri își amintesc de dumneavoastră că ați fost unul dintre, în perioada scurtă de guvernare, a fost unul dintre cei mai eficienți miniștri ai cabinetului MRU. Da, din păcate a durat foarte puțin. Bun găsit tuturor, mulțumesc pentru invitație în primul rând. Din păcate, guvernul acela a durat destul de puțin, tocmai pentru că, fiind prea eficient și corect, deranja prea multă lume și atunci au considerat de cuvință politicienii vechi și înrăiți că nu e bine să fie totul corect și eficient, așa, și mai bine întâmplă să rămână așa cum era înainte și cum, din păcate, s-a perpetuat și după. Așa se întâmplă în România noastră, toate lucrurile bune, da, durează puțin. Din păcate, dar suntem aici tocmai ca să încercăm să schimbăm lucrul ăsta. Domnule ministru, iată-vă în județul Neamț, iată-vă la Roman. Am să, deși telespectatorii noștri au urmărit în direct și conferința de presă în care la Piatra Neamț a fost prezentată lista de candidați și ați participat și dumneavoastră și domnul Antal, dar v-au văzut și la Roma în săptămâna trecută la lansare. Haideți să reamintim nemțenilor de ce Cristian Petrescu, unul din membrii fondatori ai Partidului Mișcarea Populară, a ales Neamțul să voteze, încă s-ar fi putut în oricare altă filială din România a partidului să participe. Tot ce se poate. Asta am spus și atunci. Asta arată importanța pe care PMP o acordă județului Neamț. Faptul că unul dintre cei doi membri fondatori care mai suntem în partid și vicepreședinte la nivel național vine să se pună în fața nemțenilor. Exact. Da, vine să se pună în fața nemțenilor și să, și a rămașcanilor, bineînțeles, și să le obțină votul. Cred că este un lucru foarte bun și cred că se va simți acest lucru și în modul în care vom face campanie, o campanie civilizată și pe proiecte. Nu venim să facem vreo campanie agresivă sau care să își găsească alt gen de ecou. Venim să le propunem nemțenilor numai lucruri bune și să le explicăm de ce trebuie să ne voteze. Altfel, da, probabil că puteam să mă îndrept și către o altă organizație, dar aici cred că este un loc foarte bun și nemțenii sunt oameni buni și înțelepți și sunt sigur că vor face alegerea cea mai bună. Și Neamțul rămâne și un loc în care dumneavoastră, ca un profesionist în ale turismului, aveți posibilitatea să vorbiți nemțenilor care sunt dispuși să vadă cum acest județ, cu un potențial turistic extraordinar, așa cum remarcați și dumneavoastră, ar putea implementa ideile din programul nostru electoral. Sigur, Neamțul este o situație, este un caz fericit legat de turism, pentru că în turism sunt două paliere, cel de promovare și cel de dezvoltare. Nu poți să dezvolți, adică dezvolți degeaba, dacă nu și promovezi, nu poți să promovezi dacă n-ai dezvoltat deja. Ori în Neamț
și datorită mie și altor miniștri care au fost la dezvoltare regională și turism, au venit deja investiții în infrastructura turistică. Având deja acele investiții și infrastructura dezvoltată, prin promovare și pe niște idei sănătoase, făcându-se promovarea, acum chiar se pot atrage turiști atâția cât avem nevoie. Pentru că câteodată și prea mulți turiști, e bine că aduc un plus financiar județului, dar unii nu sunt foarte mulțumiți. Domnule Dorin Antal, așa cum remarcam și într-o altă emisiune de săptămâna trecută, în care ați fost prezent la noi împreună cu președintele Dulamă, am remarcat că din lansările la care eu am participat, nu este bine să spun în emisiunea aceasta la care anume, am remarcat că activitatea de lansare de la Roman a fost una dintre cele mai bine pregătite și mai eficiente și ca număr și ca număr de vizualizări și așa mai departe, pentru că noi atunci, așa cum am spus, am transmis în direct, așa cum o face cu toate acțiunile noastre deosebite pe care o să le transmitem în direct. Doamna profesor, dați-mi voie prima dată să vă spun că mă bucur să vă regăsesc și să vin cu mare plăcere de fiecare dată în preajma dumneavoastră. Mulțumesc pentru aprecierile întâlnirii noastre de 140 de oameni, mă mândresc cu chestia asta și am spus în emisiunea cealaltă că destul de greu ca cineva să mai facă așa ceva la nivel de Roman, mai ales că nu erau doar oameni din Roman, erau oameni din 22 de comune din jurul Romanului, pentru că noi avem nevoie de reprezentativitate, nu dorim doar să adunăm niște oameni, să aducem niște televiziuni care ne filmează, stăm frumos, vorbim frumos și așteptăm să se întâmple lucruri. Cred că a trecut timpurile în care făceam chestiile astea și da, foarte multă lume și la nivel de administrație locală și la nivel de administrație județeană e destul de invidioasă, pentru că suntem ca picătura chinezească, mici, creștem și dăm, lovim exact acolo unde trebuie să ne atingem obiectivele. Domnule ministru, se știe, cel puțin la nivelul presei nemțene, că eu sunt unul dintre dinozaurii presei locale, așa cum vă spuneam și poate decanul de vârstă sau... Eu, un telespectator de-a meu, un cititor al ziarului Monitor, sunt eu colaborez sigur, era și un monitorul. Compliment pentru da, era așa, susțin că sunt și unul dintre jurnaliștii incomodi, de altfel mi se spune primarul Romanului, mi spune ce te Popescu în fustă. Asta înseamnă că sunt ușor mai incisivă. Și de aceea, în aceste emisiuni, nu o să, chiar dacă au caracter electoral, nu o să îndrăznim să punem și întrebări la care dumneavoastră să meditați și să găsiți răspunsul. Chiar mă bucur de v-aș întreba, să știe că una din investițiile făcute la Piatra Neamț în timpul mandatului fostului primar Pinalti a fost acea telegondolă. Dacă la început aceasta a fost benefică pentru județul Neamț, veneau din toate zonele Moldovei acolo și avea eficiență, iată că a ajuns acum să plimbe aerul. Dacă veți ajunge din nou ministru sau dacă v-ați propus prin programul dumneavoastră de guvernare să eficientizați aceste zone turistice în care se găsesc telegondole de tipul acesta ca să nu mai plimbe aerul, ci să plimbe cetățenii. Cum vedeți integrat această telegondolă la Neamțe, efectiv? V-ați gândit vreodată? Că probabil că ați remarcat și dumneavoastră la Neamț că se cam plimbă goală. Am văzut că nu e plină tot timpul. Da, evident că odată cu creșterea numărului de turiști se va umple și telegondola. Important e pentru că mă îndoiesc că ea a fost făcută strict pentru Pietreni. A fost făcută pentru toți turiștii care vin în Piatra Neamț. Faptul că deja într-un an vin aproximativ 70.000 de turiști, cred că e un punct bun de pornire. Trebuie să multiplicăm numărul de turiști, trebuie să găsim și alte lucruri pe care să le facă turiștii, pentru că mă îndoiesc că să-ți vină... și cu un alt proiect, păi, asta e ideea, că mă îndoiesc că-ți vină un turist doar ca să plimbe cu o telegondolă. Mai sunt telegondole și în alte locuri și nu vii doar ca să... inclusiv la Mamaia.
Știți că există acea telegondolă. Deci nu telegondola în sine este o atracție turistică. Telegondola poate face parte dintr-un program mai amplu. Ea te duce din oraș până pe munte. Acolo trebuie să ai lucruri de văzut și de făcut. Deci, integrată într-un program mai amplu, sunt sigur că telegondola poate să funcționeze foarte bine. Important e ca orice, la fel ca orice altă activitate comercială, să obțină un profit, adică măcar să se auto-întrețină, da. Să nu trebuie să vină autoritatea cu bani. Uitați alte câteva lucruri pe care le-ați propus în programul nostru electoral la Neamț, ca un specialist în domeniul turismului, cum vă cunoaște toată lumea? Pe lângă folosirea acestui telegondole și în alte programe turistice. Legat strict de Neamț, v-am spus, am propus aceasta, la fel cum am propus și la București, o asociație de promovare a județului Neamț și, evident, și a tuturor localităților din județ, a destinațiilor turistice, că până la urmă, fie că vorbim de un lac, de un oraș, de o statuie sau de o mănăstire, până la urmă ele sunt atracții sau destinații turistice. Și de asta ele trebuie integrate în așa fel încât să turistul să aibă de ce să vină aici. Am văzut un site al primăriei cu 2000 de vizitatori. Haideți să fim serioși, că ăștia vin la dumneavoastră într-o zi, mi-închipui. Deci nu așa se poate face o promovare turistică a unei destinații. Acolo trebuie o asociație de promovare turistică compusă din toți actorii de pe, din județ, că vorbim de hoteluri, de restaurante, de televiziuni, de radiouri. La Birmingham, de exemplu, Marea Britanie, inclusiv Calea Ferată e partener într-o astfel de asociație. Oricine are de câștigat de pe urma creșterii numărului de turiști în județ, poate să participe în această asociație, care să fie o umbrelă și care să atragă cât mai mulți turiști prin programele de promovare. Pentru că dacă stăm iar la mâna Consiliului Județean sau a primăriei, nu știu care, ei ar putea fi buni pe baza a unui proiect și unui program concret al acestei asociații să ajute la finanțare. Asta e cu totul o altă discuție. Dar niște funcționari de aia cu mânecuțe care se ocupă de promovare turistică, să fim serioși că nu pot să aducă aici, turiști. Aici cred că ne-am putea folosi și de experiența internațională a domnului Antal. Sunteți simpatică, da. Așa stați un pic, stați un pic, că nu e întrebarea comodă. Okay. Pe care vreau să vă pun, ca să vedem ce s-ar putea face ca aceste consilii județene să fie activate, pentru că cel puțin acum domnul Dulamă este și vicepreședinte al Consiliului Județean, nu știu dacă în atribuții dumneavoastră intră și turismul în domnii sale, dar oricum ar putea determina din interiorul Consiliului, măcar în perioada care a rămas, ca aceste promovări turistice să nu se mai facă din an în pași la târgurile acelea care se fac bani la Expo sau nu știu unde târgul de turism, ci să se facă continuu, prin proiecte continui la nivelul Consiliului Județean. Sunt de acord, nu-l amestecăm pe domnul președinte al filialei Neamț. Păi nu-l amestecăm, spuneam că studio putem doar profita. Ca președinte, da? E problema ca vicepreședinte. Nu. În emisiune la dumneavoastră, colegul meu a fost ca președinte al PMP, filiala Neamț. La o emisiune viitoare am să-i la o emisiune viitoare, dacă aveți acordul dumnealui, îl chemați ca vicepreședinte al Consiliului Județean. Din punct la întrebarea care mi-a spus-o dumneavoastră, sunt de acord 100% cu colegul meu, cu domnul ministru, nu sunt de acord cu centralizarea. Spuneți că am experiență. Nu am o experiență în domeniul ăsta, n-am expertiză, dar știu în țările în care am mers că nu se discuta niciodată ca un consiliu sau conducerea unui land sau așa să vină să dea bani privaților. Nu amestecăm lucrurile. Nu vorbim de bani, vorbim de organizarea acestor... Nu trebuie să se implice, poate să ajute, poate să fie partener, dar așa o asociație privată în care, cum spunea, inclusiv căile ferate. De exemplu, eu aș spune că o chestie și pe care domnul Pinalti i-a spus dumneavoastră, domnul Gheorghe Ștefan întotdeauna promova încercarea de a face un aeroport aproape de Piatra Neamț.
Nu era încă dezvoltat atât de bine aeroportul de la Bacău. Nu, dar în momentul în care se discuta de un aeroport la Piatra Neamț, Bacău era așa. Acum a fost modernizat aeroportul de la Bacău și este târzie ideea asta. Dar spuneam că jucătorii din piața de turism, da, ei privați fiind, n-au nicio treabă cu bani de la Consiliul Județean. Ar trebui să se asocieze... Cel puțin de două ori pe an, ei primesc fonduri substanțiale de la Consiliul Județean ca să se... Nu vorbim de mandatul ăsta. Nu, alea sunt târguri și expoziții pentru promovarea turismului. Da. Astea sunt alte chestii. Domnul ministru, cred că știe mai bine la ce mă refer. Credeți-mă că ăsta e modelul în toată Europa și în toată lumea. Nu inventăm noi roata, nu ne apucăm noi să facem nu știu ce. Dacă alții au avut succes cu astfel de organizații, de ce am căutat noi un alt model? E totul pus la punct, știm absolut, avem tot know-how. Trebuie doar să fii hotărât să vrei să faci ceva, să înțelegi că trebuie să lași din mână activitatea asta și să nu mai centralizezi la tine, că vorbim de primărie, de Consiliul Județean, doar pentru ca să cheltui tu cum vrei, când vrei niște bani. Pune banii aia la dispoziția asociației respective care e formată din cei care sunt pe piață, pentru că ei știu mult mai bine cum să se promoveze decât un om politic, indiferent de pregătirea lui, indiferent de ce știe să facă sau nu știe, sau de funcționarii instituției respective. Așa e modelul peste tot, așa se atrag turiștii, nu centralizat. Îmi cer scuze un pic, doamna profesor, doar o secundă că o să trecem. Nu e un atac la nimeni, vorbim strict de ce se întâmplă în toată lumea, cum trebuie făcut de fapt. Ce scuze că întrerup o secundă, că treceți la altă întrebare și aș vrea să punctăm aici, apropo de ce spune colegul meu, nu uitați că sunt ultimii 4 ani când mai primim finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană. Acum este momentul ca acele asociații despre care vorbim aici să se înființeze foarte rapid și să acceseze fonduri, să nu mai stea cu mâna întinsă la nimeni. Sunt bani de la Uniunea Europeană care ne vin, care ni se cuvin nouă, da? Și ar putea să dezvolte foarte, foarte bine. Da, aici să fie foarte vigilent de autoritățile publice locale atunci când fac aceste asocieri, pentru că anul trecut sau acum 2 ani nu mai amintesc. Dar nu ele trebuie să le facă, nu așa. Un scandal enorm în urma unei finanțări dată de Consiliul Județean unei asemenea asociații și s-a stârnit un război politic între formațiunile din Consiliul Județean, pentru că nu a fost chiar cușera. Probabil pentru că era încă o sușă concepută de niște politicieni ca să scurgă niște bani în propriile buzunare. Nu, nu asta trebuie să întâmple. În propriile buzunare. Sau ale altora, mă rog. Ale altora, cred asociații. Că are prea puțină relevanță în buzunarul cui se duc banii, ci faptul că nu se duc acolo unde trebuie. Aici, adică în promovarea evita, turistică a județului și a localității. Pentru că haideți numai zona mănăstirilor de acolo. Nu mai vorbim de Piatra Neamț. Haideți să ne ducem mai departe. Salba de mănăstiri nemțene. La mănăstiri, eu unul, ca profesionist în turism, văd un produs complex, mănăstirile din Neamț și Bucovina. Tocmai ca să ne agățăm, oricât n-am vrea noi nemțenii, mă încadrez și eu, dacă îmi permiteți, cu voia dumneavoastră, la nemțeni, e evident că există o diferență de notorietate în favoarea mănăstirilor din Bucovina. Lumea zice că cele din Neamț, absolut, că cele din Neamț sunt mai cu har, dar mai cunoscute, oricât am vrea noi să nu fie așa, sunt mai cunoscute cele din Bucovina. Și atunci dacă faci un tur al mănăstirilor din Neamț și Bucovina, exact, circuit. Diferent de distanțele nu sunt mari, se pot face foarte bine și cred că n-ar avea de câștigat mănăstirile, decât de câștigat mănăstirile din Neamț, dacă ar fi vândute, să zicem, vorba bine, turistic, ca promovare, împreună cu cele din Bucovina. Eu, dacă m-aș pricepe mai mult la acest capitol și dacă dumneavoastră veți mai ajunge vreodată, ministru, v-aș sugera să introduceți și Arhiepiscopia Romanului în acest circuit, pentru că, nu știu, sigur, de când n-ați mai fost, arată, este perla perlelor aici. Sigur, avem foarte multe mănăstiri sau alte locașe de cult și în Neamț și în toată țara, care chiar merită vizitate și care cărora trebuie să li se acorde mare atenție. La București, de exemplu, Bucureștiul, din câte am cercetat, e capitala cu cea mai mare diversitate religioasă. Are din toate cultele religioase, are cel puțin câte o biserică sau... Deci avem foarte multe lucruri de arătat în România în general și
eu cel puțin deocamdată intenționez în următorii 4 ani să mă concentrez mult mai mult pe neamț decât pe România. Vă propun să abordăm și un alt subiect din platforma noastră electorală aici la neamț. Ce credeți că ar trebui să abordăm acum? Deci prima ați spus turismul. Următorul, nu vorbim numai de neamț, vorbim de toată România și cred că e de interes pentru toți românii. Vorbim de sistemul de sănătate, care e foarte bine punctat în programul nostru electoral. Am depus în Parlament încă din 2015 legea sănătății, care pune sănătatea pe niște baze corecte și reale. Dacă o operație de apendicită costă 300 de euro, trebuie să coste 300 de euro. Dacă o operație pe cord deschis costă 3.000 de euro, trebuie să coste 3.000 de euro. Bineînțeles că nu pe cel care se operează, ci pe sistemul de asigurări de sănătate. Așa nu ne mai pleacă nici medicii afară, ci de valoare, dacă sunt plătiți bine. Putem să... tot așa se crește și salariul rezidenților, ca să aibă ce să mănânce în momentul intrării în sistem, pentru că știm foarte bine ce salarii mici au rezidenții. Deci avem lege depusă, din păcate, doar pentru că nu suntem la guvernare în momentul ăsta, este tărăgânată. Altfel, toată lumea este de acord că e o lege foarte bună și că trebuie pusă în aplicare. Pe mine mă sperie altceva, posibilitatea pierderii fondurilor pentru acele spitale regionale din care unul trebuia să fie la Iași, pentru că ce ați văzut, ce a spus Corina Crețu, dacă nu se grăbește, România va pierde banii total, nu știu, parcă 4 sau 5 trebuiau să se întreagă țară, din care unul la Iași știu sigur. Este o realitate, din păcate, și faptul că ajungem să dăm înapoi 7 miliarde din fondurile europene nefolosite în exercițiu. Anul ăsta le returnăm? Da, pentru că e în plus 3, adică din anul în care s-a terminat exercițiul financiar 2007-2013, tot președintele Băsescu a obținut să fie în plus 3 și nu în plus 2, că altfel îi dădeam de anul trecut. Și la sfârșitul anului tot ce nu s-a cheltuit se dă înapoi, ori se dă înapoi, ori nu se mai iau, mă rog, faptul că ne ajung în România tot aia înseamnă că se dă înapoi sau că nu se mai iau. Da, pentru că avem o procedură foarte greoaie, pentru că birocrații din ministere fac tot posibilul să împiedice atragerea de fonduri, pentru că trecând la exercițiu acesta, 2014-2020, nu s-a început, deci e zero atragerea de fonduri europene. Și au trecut deja 2014-2015 și tocmai se încheie 2016. Și noi avem zero fonduri atrase, atât de guvernul Ponta, cât și de guvernul Cioloș. Nimic. Dacă te iei după ministrul tehnocrat al sănătății, parcă Voiculescu îi spune, 90% din spitalele din România sunt în zone cu risc seismic. Da, păi asta, ca să bage gloaza, oare? Eu unul mă pricep la turism, nu la sănătate sau la clădiri, dar mi-au spus specialiștii că după 40 de ani un spital se rade de pe fața pământului și se construiește altul. Infecții de nozocomia, leșe. Despre asta vorbim. Și așa și noțiunea. Deci faptul că e în zonă cu risc seismic, dacă el are peste 40 de ani vechimea, deja nu prea mă mai interesează, că trebuie ras și construit altul care, chiar dacă și dacă îl faci ca lumea în 2016, în 2020, când îl faci, acum deja știi cum e cu riscul seismic și poți să faci o construcție care să reziste și la 8 și la 9. Deci să poată face, abia atunci știi că ai făcut ceva bun, că l-ai construit de la zero și că nu mai sunt probleme cu infecțiile și nici nu mai ai o problemă cu riscul seismic. Domnul Antal, în ceea ce privește acest domeniu al sănătății, în programul de la Neamț avem ceva cu o specificitate aparte Neamțului legat de aceste investiții pentru nou sistem de sănătate. Vedeți dumneavoastră, nici eu nu sunt absolut deloc specialist. M-ai întrebat în emisiunea trecută dacă eu ajung în Parlamentul României, ce aș vrea să fac, v-am spus acolo că mă pricep la asigurări și spuneam că proiectul de țară pe care îl avem Unirea cu Republica Moldova
Și mai spuneam în întrebarea aceea care mi-a fost adresată, spuneam că m-aș pricepe să lucrez pentru reformarea sistemului de învățământ. Nu știu, nu sunt la curent cu ce este efectiv inclus în programul nostru pentru județul Neamț. Nu, programul de guvernare se bazează pe niște principii. Bun, deci aici vorbim de niște principii. Evident că atunci când odată ajungi la guvernare și fiind partea executivului, atunci poți să te apleci către problemele locale și să vezi în ce măsură se pot direcționa niște investiții către un anumit județ, pe un anumit domeniu. Programul de guvernare conține principii, ceea ce vrem noi să facem, ceea ce ne propunem pentru România în cazul în care ajungem la guvernare. V-aș pune amândură o altă întrebare extrem de spinoasă. Așa cum știți, începând din 12 noiembrie, a intrat și în România un ordin comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind înființarea acelui dosar electronic. O altă belea în condițiile în care știți că sistemul mai mult nu funcționează decât cum funcționează de lucrul acesta. Foarte contestat de medici. Eu am avut chiar săptămâna trecută o emisiune întreagă cu atât cu managerul spitalului, dar am avut cu doi medici, vicepreședinta patronatului medicilor de familie de la Neamț și un doctor în medicină, medicul Filip de la Bâra, care spuneau că din punct de vedere al securității naționale, acest dosar electronic reprezintă un risc în condițiile în care Germania, de exemplu, a refuzat să-l introducă. România, care ca de obicei ia poziția ghiocelului, a acceptat aceste impuneri la Uniunea Europeană și a introdus acel dosar electronic. Ei vorbesc, 40% din populație, vă dau câteva argumente și după aia vă rog să le comentăm. 40% din populația rurală, care este îmbătrânită, locuiește în mediul rural. De-abia dacă știi să răspund la nepotul, la telefonul mobil al unui nepot, dar apoi să mai fac aplicații de matrice cu parolă, să se ducă la sănătate. După aceea, al doilea argument care era, mai există încă la ora aceasta oameni care n-au primit cardul de sănătate. Sistemul acela, platforma electronică, n-a funcționat la nivelul întregii țări timp de 2 săptămâni, nicio zi nu s-a validat și după ce a făcut oamenii, iar săptămâna trecută au întârziat vreo 10 zile, oamenii trebuiau să lucreze noaptea la raportări și așa mai departe. După aia, medicul Filip spunea că există o vulnerabilitate a țării, a populației unei țări, să dai pe mâna străinilor și a concernurilor astea multinaționale de medicamente, să dai secretele țării, să arăți cât de îmbătrânită e populația ta, cât de grav bolnavă și nu se știe cine, după exemplu în America, cine poate sparge acest sistem să-ți ia datele. Bine, acum s-ar putea să fie și SF-uri, SF-uri. Asta vreau să vă zic. Pe mine unul, dacă îmi spune să rezistăm în fața modernizării, m-ați pierdut. Adică eu nu sunt de părerea asta. Consider că orice informatizare, orice automatizare a oricărui sistem nu poate decât să-l îmbunătățească, pentru că una e să buchisești la un catastif acolo și alta e să introduci datele în calculator imediat. Există securitate cibernetică, există instituții care se ocupă de asta. Nu trebuie neapărat să dăm registrele electronice pe mâna nu știu cărei companii din nu știu ce țară. Poate să se ocupe, dacă vorbim despre infrastructură critică, despre lucruri importante în general pentru țară, să poate ocupa STS-ul, să poate ocupa cu totul alte instituții aici, de încredere ale statului român. Dacă vreau să veți ajunge în Parlament, ce veți face să îmbunătățiți? Pentru că e ajuns pe mâna DNA-ului povestea cu sistemul acesta, sau cheltuim mulți bani, sau buzunarele de care vorbea dumneavoastră. Dacă de sistemele informatice se ocupă tot firmele domnului Ghiță, probabil că vor funcționa la fel de prost și la fel de pe mulți bani, care bani se duc în altă parte decât acolo unde trebuie. Ideea e să se facă pentru că trebuie făcute. Nu știu de ce a refuzat Germania, nu e problema mea de ce ar fi refuzat Germania din acest gen de acestea, registru. Din motivele să nu fie sparte de hacker, să nu fie... Nu vreau să vorbesc cu păcat, adică suntem la o televiziune și e urât să arunci cu vorbe mai ne la locul lor. Mă păstrez într-un registru cât mai politicos.
Ba nu. Sunt prostii, domne, cum să spui așa ceva? Avem securitate cibernetică, avem instituții ale statului care verifică tot. Cum să se teamă Germania că o să-i spargă nu știu cine? Doctor, păi da, așa, de exemplu, păi da, așa, hai să nu mai facem Hillary Clinton. Hai să nu mai facem nici... Păi pentru că a fost ținut pe un server privat, pe mail-ul ei de acasă, nu pe alea securizate ale statului. Pe cum să pui datele astea pe servere private și nu pe servere securizate? Dar, bun, haideți să înțeam că se depășim și subiectul sănătății. După părerea mea, orice automatizare și informatizare nu are cum să ne facă rău atâta timp cât avem grijă de datele pe care se introduc. Deci prima măsură, dacă dumneavoastră ajungeți în Parlament și ajungeți și la guvernare, este să-i luați domnului Ghiță să înțelegem acest privilegiu de a... Asta e genul de măsură de stat dictatorial pe care noi nu ni l-am propus și nici nu ni-l dorim. Doar prin aplicarea legii. Să se verifice dacă firmele alea care au făcut sistemul respectiv și ziceți că nici măcar până în ziua de azi nu s-a rezolvat, deși ele și-au încasat banii de mulți ani de zile, de ce nu s-a întâmplat lucrul ăla? 200 milioane euro nu e nicio inginerie. Da. Dacă am plătit pentru ceva și acel ceva n-a fost livrat, înseamnă că e o problemă. Hai să vedem din cauza cui apără problema respectivă. Eu aș fi vrut să intrăm și în problema de sănătate, învățământ, însă colegul meu spune că deja ne-am întins jumătate de oră numai cu cele două subiecte, cu proiectul de țară, dar sigur ne mai întâlnim. V-aș spune totuși care e principalul nostru, pe lângă unirea cu Basarabia, care e principalul nostru proiect de țară, totuși ne propunem să fim cei care respectă dorința celor care au votat la referendumul de reducere a numărului de parlamentari și să avem în sfârșit 300 de parlamentari. Din 2015 avem legea depusă în Parlament, se putea face fără nicio problemă, nici PSD, nici PNL, nici ALDE, nici niciun partid din actualul Parlament nu a dorit să o pună în aplicare. Au votat aproape 90% din români pentru lucrul ăsta, într-un referendum constituțional, și nu a interesat pe nimeni. Două trebuie să fie oricum până se face modificarea Constituției. Dar chiar și în condițiile astea în care rămâne Parlament bicameral, pentru că nu se poate modifica Constituția deocamdată, măcar reducerea numărului de parlamentari se putea face fără nicio problemă și avem lege, 200 de deputați, 100 de senatori. Foarte simplu, da, foarte corect. Sigur nu o să mai gândesc la redistribuire al doilea, cum a fost în județul Neamț, când ne-am trezit pe zona Roman în același colegiu cu doi senatori, domnul Chelaru și domnul, am uitat cum îl cheamă, de la Partecești, Cadar. Da, nu o să se mai ajungă la situații de genul ăsta. Acum, sigur, nu se mai ajunge chiar de acum, cu votul pe listă. Dar noi ne propunem să realizăm ceea ce și-au dorit cei 90% aproape din români, adică Parlament de 300 de persoane și pe care deocamdată nu-și mai dorește nimeni altcineva. Domnul Antal, vă întreb din nou, ca și într-o altă emisiune, care e targetul PMP-ului Neamț la aceste alegeri? Targetul nostru este minim 2 deputați și un senator și aș vrea la sfârșit de emisiune să mă adresez un minut romașcanilor și să le spun că tot timpul eu am spus că nu trebuie să fii spectator la ceea ce se întâmplă în viață și atunci recomand oamenilor să înceapă să facă politic. Tot timpul aud că m-am săturat de politică. Dragi romașcani, v-ați săturat de politica făcută de ei. Vă invit să începeți să faceți politic. Dacă o să vă implicați activ, Roman o să arate altfel, Neamțul o să arate altfel, România o să arate altfel, România o să arate altfel în fața celor din Uniunea Europeană. Vă invit să faceți politic. Indiferent în ce partid, faceți politic. Stimați telespectatori, mulțumesc invitațiilor mei la emisiunea România Votează, respectiv domnului ministru Cristian Petrescu, vicepreședinte național PMP, locul 2 la Camera Deputaților, și domnului Dorin Alta, vicepreședinte PMP Neamț, locul 1 la Senat și... Vă mai așteptăm în studioul nostru, în emisiunile care ne-am rămas până la sfârșit. Sunt sigură că vom reuși să dezbatem toate proiectele din programul dumneavoastră de guvernare. O zi bună! Mulțumim și noi toate cele. La revedere!